multă, multă lume. Invită protagonista, doamna profesoară. O invit aici la prezidiu. Ca să putem începe. Doamna profesoară, haideți, vă rog. Bună ziua și bine ați venit la filiala Cosul Zeana Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești. Sunt foarte bucuros să văd atâtea lume la acest eveniment, un debut literar, probabil așteptat de mulți dintre dumneavoastră, mai ales cei care cunosc autoarea acestei cărți. Și de asemenea sunt bucuros pentru că mai sunt puține săptămâni până când sediul central al bibliotecii de pe Bulevardului Tuz va fi finalizat și vom putea face recepția, sperăm în cele mai bune condiții. Ne dor nouă atât angajaților bibliotecii, cât cred că și dumneavoastră, să ne aducem aminte de evenimentele frumoase cu public numeros pe care le organizăm și sperăm să le organizăm în fiecare săptămână acolo. Vom avea niște spații complet renovate, schimbate, dar mai ales partea de modernizare și digitalizare, care este un pas important pentru cultura oneșteană, dar și pentru elevii din Onești, pentru că premieră, probabil pentru județul Bacău și pentru zona aceasta, vom avea o sală multimedia cu realitate augmentată, vom avea tot felul de expoziții virtuale și foarte multă aparatură care să îi ajute pe tineri să se dezvolte și pe noi să ne bucurăm de ei. Dar despre asta o să vă mai povestesc. Deocamdată ne-am întâlnit aici pentru a asista la un debut literar, la o vârstă fragedă, să spunem așa, și ne bucurăm de asta, pentru că, iată, la orice vârstă poți să îți schimbi așa perspectiva și te poți reinventa. Doamna profesoară, pentru că despre dânsa este vorba, Doina Ionescu este o colaboratoare veche a Bibliotecii Radu Roseti, participă de ani de zile atât la concertele organizate în cadrul stagiunii muzicale, la stagiunea teatrală, la toate proiectele, simpozioanele pe care noi le organizăm, dânsa de obicei e primele rânduri. Iată că de data asta s-a chiar în față, doamna profesoară, și mă bucur că putem să organizăm pentru dumneavoastră acest eveniment frumos și inedit. De asemenea, salut prezența în această după-amiază a doamnei profesoare dr. Emilia Boghiu de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir. Să-și aplaudăm, cred. De asemenea, o salut și pe Diana de la Almașii, fata doamnei profesoare, venită din Elveția, pentru că acolo lucrează ca inginer IT sau data architect. De asemenea, doamna doctor medic primar Doina Șargu, o prietenă a doamnei Ionescu. Și, bineînțeles, îl salutăm și pe domnul Chiscan, care la final o să ne cânte. Sunt multe persoane și cred că doamna profesoară o să vă mulțumească și o să le nominalizeze pe fiecare parte. Dar eu zic să începem cu lansarea volumului Versuri întors în destin de Doina Ionescu. De aceea am să predau și am să invit pe doamna profesor dr. Emilia Boghiu să ne spună câteva cuvinte despre această carte și despre poeziile. Emilia.
multă lume, cu apetit cultural. Venit aici, sigur, din prețuire pentru Doina Ionescu, dar și din prețuire pentru poezie, ceea ce e formidabil. Așa că misiunea mea este destul de grea. Mă străduiesc să o îndeplinesc cum trebuie. Întâi și întâi, vreau să vă spun că o poezie înseamnă un element, o operă de artă care ajunge la cititor trecută prin filtrele cititorului respectiv. S-ar putea să fim de păreri diferite citind aceste texte. Din punctul meu de vedere, filtrele mele au fost construite în cetatea Iașului cu profesorul Dumitru Irimia, care era un mare specialist, o emblemă academică pe poetică și stilistică, prin câteva cărți și îmi vin în minte Liviu Rusu cu estetica poeziei lirice și Hugo Friedrich cu structura liricii moderne. Deci cam prin filtrele astea citesc eu textul, dar oricât le-aș defini și aș încerca să explic asta, nu o să reușesc, pentru că ambiția oricărui om care scrie versuri e să fixeze în cuvânt o sugestie, să încerce măcar să dea o părere despre inefabilul poeziei. Ori nu știți bine, domniile voastre toți, inefabil înseamnă inexprimabil. Adică ceva ce e mai presus de cuvinte. Și dacă e mai presus de cuvinte, cum să pui în cuvinte? Și totuși, omul care scrie versuri îndrăznește să facă asta, iar cel care citește preia de acolo cât cum și are și libertatea ce îi convine. Așa că, prin vorbul acesta, am selectat și eu condițiile în care, așa cum zic, fiecare poate interpreta într-un anume fel. Poezie e la fel ca muzica. Și doar atât vă mai spun în afară o poveste, și anume, că tot avem puțină muzică, se spune, nu știu dacă e adevărată povestea, că la un moment dat, într-un castel mare, o lumea bună, așa, la o curte mare, a fost invitat Beethoven să cânte o sonată. Și Beethoven s-a așezat la pian, a cântat sonata, iar la sfârșit, o doamnă din lumea bună, așa, smalicoasă, pretențioasă, din public, îl abordează cu oarece dispreț și zice: "E bine, ce-ai vrut să spui cu asta?" Și atunci Beethoven s-a așezat la pian, a mai cântat o dată sonata și a zis asta. Deci, a trebuit să nu drăznesc să intru în discuție, pentru că citind poeziile acestea, fiecare are înțelesul său. Și cu toate astea îndrăznesc. Și îndrăznesc să pornesc cu titlul care mi se pare inspirat. Pentru că ce să-i faci, indiferent cât de convinși am fi noi că avem o anumită misiune pe planetă, s-ar putea la un moment dat să ne surprindă o întoarcere. Versul întors în destin pare a fi revelația cuiva care, urmând o cale științifică, s-a trezit dintr-o dată că, de fapt, e un pic în altă lume, o copertă foarte frumoasă și o promisiune deja din sat. Îmi pare rău că profesorul Ciobanu nu a reușit să ajungă din motive de sănătate, dar dumnealui a creditat tipul acesta de poezie de la început, așa că eu sunt doar portavoce. M-a delegat și a zis: "Emilia, am toată nădejdea. Te descurci." Vom vedea la sfârșit. Deci o promisiune din start, după care versurile. Ca să fiu didactă, aș porni doar cu prima, să încep cu prima. Pentru că, din punctul meu de vedere, prin filtrele mele, cum v-am explicat, uite, prima poezie din volum se pare foarte bună și cu idei foarte faine, care au ajuns la mine. Nu e verde cât frunza. Nu e verde cât frunza, nu e bleu precum înaltului, cuvântul cât simțirea, nu e verbul cât vorbirea.
mi-a plăcut. Că, într-adevăr, dacă înveți frunza, știi despre ea niște lucruri. Și mai ales vezi verdele. Dar verdele nu spune la fel de mult. Pentru că frunza înseamnă și sevă, înseamnă și viață, înseamnă și legătura dintre lumină și plantă, înseamnă mult mai mult decât verdele. Uite, așa poezia mă pune pe gânduri, mă face să mă gândesc că ce vezi cu ochii în lumea asta, poate nu-i tot. Poate că trebuie să și gândești ce vezi. Și e roșu ca iubirea, este griul înnorat, este ființa adjectivului, e suflarea ca simțirea, e un cer de infinit peste șiruri divergente și ne sună matematica în urechi. Este zâmbetul din noi, cel ce prevestește ziua când e soarele pe cer și în suflet e iubirea și am delimitat-o aici o ambiție a autoarei de a sugera, inefabil prin ideea de timp cuprins în frunză. Pentru că timpul construiește, de fapt. Pentru că în frunza aceea care deja s-a dezvoltat, este un timp captat, e un timp prins. Motiv pentru care, de la primul text, m-a dus cu gândul că, de fapt, tot volumul e un volum despre curgerea timpului. Dar și cu o idee frumoasă mi-a părut mie. Și anume aceea că timpul însuși, din când în când, are și el nevoie de un pic de timp ca să-și tragă răsuflarea. Las timpul, zice autoarea, timpul necesar, las gândul să recitească versul, las vântul să înfioare gândul, las timpul să aducă vântul. Las timpul, lăsăm și pe el, sărmanul. Nu? Avem mari pretenții de la timpul nostru, dar uităm că și el are nevoie de timp. Las gândul să recitească versul și revin la titlu, pentru că termenul vers e de origine latină și, în mod surprinzător, el înseamnă pe dos. Avem rădăcina respectivă folosită când spun că, uite, am o foaie, am scris pe față, dar n-am scris și pe verso. E aceeași rădăcină, verso, adică în spatele, în viziunea întoarsă, invers. De ce versul se numește vers în condițiile astea? Păi pentru că pe vers mergi până la capăt și dacă vrei să fie vreun sens, atunci trebuie să te întorci, să-l citești și așa și înapoi. Și iar așa și iar. Deci să repeți, să te tot întorci pe vers. Asta înseamnă poezie, să te întorci. Pe urmă, ideea este că o poezie se dezvăluie numai dacă îi acorzi credit, numai dacă o lași să se dezvăluie. Un alt text care mi-a plăcut și mi s-a părut interesant e textul numit Să împrumut niște oglinzi pădurii. Păi de ce să ne placă o poezie? Uite de ce. Pentru că, de fapt, ai surpriza când citești că e vorba despre tine, cititor. Nu mai e despre autoare. Că un autor de versuri, când dă drumul textului, e ca un pictor care și-a vândut tabloul. Eu sunt ferm convinsă că dacă Doina își citește poeziile, are alte trăiri și eu, dacă le citesc, am altele. Cred că 161, poezia cu oglinzile, dacă sunt anotat corect. Mă ajuți, Doina? Da, sigur că da. Problemul tău, să împrumut niște oglinzi pădurilor. Eu am scris 161, dar nu-i corect, pot să mă întorc. Poate 22? Cât? Poate 22? Oglinzi. Să împrumut niște oglinzi pădurii, ne întoarcem. Anotimpul florii trecătoare, iarăși. Anotimpul florii trecătoare. Ce multe spun trei cuvinte de felul acesta. Sigur, știm toți că floarea e trecătoare. Are un sigur anotimp să fie oare primăvara? Ei, felul în care textul e construit în această poezie e o anticipare a trecerii
iremediarea timpului, dar vedeți cum nu că știu eu că va trece timpul, ci că am în mine setarea că timpul trece. E ideea care reiese de aici, e miracolul clipei și până la urmă frumusețea prezentă. Deci din trecerea timpului învăț frumusețea prezentă. Deci, să-mi propun niște oglinzi pădurii. Hai să vedem, din nou, asta sunt filtrele mele, așa interpretez eu. De ce mă încântă pe mine? Să-mi propun niște oglinzi pădurii, să-și vadă toți copacii de două ori. Să nu sufere de defrișări, să nu vadă cum îi se taie brazii și trezare și să o scutez de o a doua sferință. Poate să pară simplu. Dar eu am citit altfel, eu am citit așa. Că ia uite ce idee. Că de fapt, ce înseamnă o imagine reflectată? La urmă, oricum o iluzie, nu-i ceva material, nu-i ceva concret. Dar dacă pot construi ceva cu imagini repetate și iar repetate și iar reflectate, de fapt ce construiesc? Iluzii. Și la ce-mi trebuie? Păi eu cred că nu trăim fără iluzii, că e nevoie. Că viața e mult mai frumoasă dacă lăsăm să vină către noi niște iluzii, dacă ne alimentăm un pic și cu iluzii frumoase. De aceea, să iau înapoi oglinzile pădurii și radioul să-l închid, am citit tot, e și, deci imaginea vizuală e completată de una auditivă, să trag draperia nopții, să văd luna luminoasă. Uneori e nevoie să ieși din iluziile astea și să vezi realitatea, dar realitatea din nou nu e de aceeași. Nu e aceeași și pentru mine de două ori, dar minte pentru oameni diferiți, cu filtre diferite de a percepe realitatea. De ce zic asta? Uite, să dau așa un exemplu concret, să sar un pic în altă parte. Că eu zic așa, eu cred că dacă aș avea o mașină foarte bună și foarte interesantă și aș pune în mijlocul unei pajiști și ar veni acolo oameni civilizați, oricare dintre dumneavoastră, ar zice, o, ce mașină frumoasă, ce bine trebuie să fii mergând, ce plimbări frumoase ca și ea. Dar dacă chem acolo să o vadă, să zicem că aș găsi undeva niște oameni sălbatici, un trip de oameni sălbatici care n-a avut contact cu realitatea vreodată, cred că s-a uitat la mașina aia, dar la ceva în care să zicem că te adăpostești de ploaie, te adăpostești când e furtună, cu scade crești cu copaci în cap și cam atâta, aia poate fi o casă, e prea mică, e incomodă, e... Eu sunt convinsă că sălbaticul ar prefera colimba lui în locul unei mașini super scumpe. Receptarea realității, în funcție de ce trebuie mie, ce filtre am, poate să fie foarte diferită. Și atunci, oglinzile acestea pot construi ceva ce mie să-mi convină foarte mult și mi se pare foarte bun. O să mă mai întorc la un text bun, sau poate mai multe, dar mă gândesc că o să zic și ceva de rău. Chiar dacă e un festiv momentul. Adică vorba lui Nichita Stănescu, știți că are el lecția despre cub. Faci un cub perfect și iei un ciocan și spargi un colț. Că da, e inegal volumul. Sunt și lucruri foarte bune, sunt și lucruri care mie nu mi-au plăcut. Deci să dau un exemplu scurt, așa. De stele, de gânduri, de emoții, e un catren. De stele, cerul este cerul plin. De gânduri, fruntea mi-e senină. De sentimente, inima îmi tresaltă. De emoții, iau stiloul și scriu. Mie asta mă sper poezie. Mie asta nu mi-a plăcut. Deci ăsta e colțul pe care îl sparg. Dar de ce fac asta? Ca să nu creăm imaginea falsă a perfecțiunii. Perfecțiunea nu există, e un concept. De unde îl avem în capul nostru, cred că e o revelație divină, ca altfel, de unde să știi. Dar știți ce e formidabil? E că în cartea asta sunt câteva texte foarte bune, de poezie adevărată. Și ca să vă convin, iată, să ne mai uităm la unul din ele, am mai multe pe care le-am
Mi-a plăcut foarte mult izvorul de gândire pozitivă, de gândire care construiește, care zidește. De pildă, în pagina 36, iată. Cu gândul în toamnă. Când zici toamnă, în capul fiecăruia e un sfârșit de ciclu vegetal, o moarte a frunzelor, a tot ce este viu în natură. Și totuși, ia uite, am plecat cu gândul în toamnă să-mi regăsesc bucuria pierdută a verii, am găsit o parte din căldură în zilele frumoase de toamnă, în anii mei de acum. Și mă așteptam să spună că găsesc frumusețea în anii tinereții, în anii trecuți. Nu, în anii mei de acum. Și dintr-o dată ia un mod de a aborda, de a vedea binele și frumosul. Și ca cititor ești încurajat așa dintr-o dată. Că uite, însă și acest debut în mintea tuturor oamenilor e așa, că poetul trebuie să aibă acolo până în 18 ani, dacă se poate. Maximum 30. Păi de ce? Eu zic așa, că dacă aveți îndoieli că cineva și mai târziu poate scrie poezie, ar trebui să ne reîntâlnim. Dar știți că, uite, hai să stabilim. Peste 200 de ani, pe 28 septembrie, hai să ne întâlnim aici, toți, și să vedem cine e mai tânăr, cine e mai bătrân și cine e. Poate că atunci vom avea toți vârsta hristică. E un mit care spune asta, că toți vom avea 33 de ani. A, deci e vorba de spiritul care trebuie să învețe să fie în prezentul său, cum zice aici, și care trebuie să bucure de acest prezent. E o poezie ziditoare, ca să zic așa, și binefăcătoare. An la rând am regăsit zambilele crescute în sără, cărora le-am intuit parfumul, revăd florile de frezia în baza mică de cristal din camera mea de copil, dar ok, sunt conexiuni, dar întoarcerea e mereu aici, în prezent, în clipa asta pe care învăț să o trăiesc mai bine. Și poezia, n-am citit-o toată, se încheie. Să mă uit la mine în suflet și să vorbesc despre toamnă, ochii mei văd doar ceea ce gândul meu caută. Asta e poezie. Asta mie mi-a sunat bine. Încurajator, mi-aș pune eu, mă mai uit așa din când în când, să o mai citesc din când în când, când mă apucă vreo depresie, să mă ajute să ies din ea. Să mă uit la și să vorbesc despre toamnă, să am curajul să vorbesc despre toamnă, despre final. Pentru că ochii mei văd doar ceea ce gândul meu caută. Și gândul meu trebuie să caute ceea ce este folositor și ziditor. Și uite tot așa, găsiți o mulțime de versuri care vă pot încânta. Mai ales că, încă o dată, miracolul s-a produs, o mulțime de oameni care, iată, își consumă în timpul vieții lor, mult puțin, cât consumăm pentru poezie. Așa că felicitări, Doina, și mulțumesc din suflet, mai multe poezii suflet frumoase. Mulțumim și noi, doamne profesoare, doctor Emilia Boghiu. A scăpat de emoții, doamna Ionescu? Doamna Ionescu, a scăpat de emoții? Da, sigur că da, mă simt ca la școală. Bine, atunci vă mai dăm câteva momente până să luați cuvântul și o invit alături de mine pe fica doamna Ionescu, mama și Adela Diana, să împărtășească câteva cuvinte și calitate de fică, dar și de cititoare acestei creații. Vă aplaudăm! Emoționată să fiu aici în fața dumneavoastră. Este și o onoare pentru mine să am ocazia să o felicit pe mama în cadrul acestui eveniment absolut deosebit pentru ea. Aș vrea să vă spun că atunci când mama mi-a spus prima dată că a început să scrie poezii, eu am fost puțin surprinsă. Pentru că eu știu pe mama de o viață, adică de viața mea, eu am avut puțin o viață și înainte, da? Și o știam în alte ipostaze. O știam în ipostaza de mamă grijulie,
o știam în ipostaza de profesoară de matematică, pasionată de, de elevii ei și de materia pe care o predă, însă nu o știam în calitate de creator de artă. Și a fost pentru mine o surpriză foarte plăcută să văd, de fapt, cât de bine îi se potrivește rolul acesta ei. Pentru că este o fire atât de, de socială, atât de efervescentă și faptul de a crea pentru ea este ceva care îi dă atât de multă bucurie. Cred că și voi vă puteți da seama cât de mult, cât de mult se bucură să fie aici. Și citind poeziile, parcă se simte în poezii cât de multă bucurie și cât de mult entuziasm a pus ea în, în această operă. Și de asemenea mă bucur foarte mult să, chiar mi se umple inima de bucurie să văd cât de multă lume este astăzi aici, care vor să sărbătorească alături de ea acest, acest moment unic și foarte frumos. De asemenea, când mama mi-a spus că vrea să publice un volum de poezii, ea mi-a spus că este o idee grozavă. Ea nu era foarte sigură, pentru că ea nu mai e sigură la început de, de, această, de această preocupare. Însă, ea fiind o persoană atât de pasionată, care face tot ceea ce face, ea face din toată inima. Face, se vede și în acest volum că toate poeziile sunt scrise așa, din tot sufletul. Se vede sufletul și efortul depus pentru ea. Și atunci când este inspirată, pentru ea cuvintele parcă curg din stilou. Este de asemenea singura persoană pe care eu știu care chiar scrie cu un stilou fizic și am aflat de la ea că poți rămâne efectiv fără cerneală, adică o călimară se poate termina, pentru că mi-a spus că atunci când am mers într-o excursie împreună, trebuie să mai cumpăr o călimară de cerneală. Și când vorbeam cu ea la telefon, când ne gândeam, mai povestea despre poeziile pe care, pe care le-a scris, ceea ce vrea să includă în volum, și de pe o zi pe alta îmi spunea, a, Diana, păi doar de când am mai vorbit, am mai umplut două caiete de poezii de ieri. După ce am ales poeziile pentru volum, m-am bucurat să o ajut cu, cu un tablou pentru copertă. M-am gândit oare ce s-ar potrivi. Ei îi plac și florile, îi plac și, și peisajele, tablourile mai figurative. Dar după ce m-am uitat și am făcut câteva schițe, mi-am dat seama că, de fapt, acest tablou, un tablou abstract, se potrivește cel mai bine pentru, pentru volumul ei. Acest tablou e un tablou acrilic, se cheamă Acrylic Pour, și această tehnică implică diluarea cu un dizolvant special a culorilor, după aceea ele sunt amestecate într-un vas și după aceea, atunci când le torni pe pânză, există și un element de surpriză. Adică știm ingredientele, dar nu știm exact ce va ieși la final. Și asta mi s-a părut de asemenea foarte, foarte interesant. Rezultatul final cu aceste straturi, care arată ca niște straturi geologice, mi s-a părut că îi se potrivește foarte bine pentru acest volum. Ideile pe care ea le-a turnat în acest volum de poezii au fost sedimentate de-a lungul anilor. Nu sunt doar de acum. Au trecut deja 18 ani de când mama a început să scrie, deci este un fel de majorat al poeziilor ei în formă de volum. Straturile, mă amintesc și de formațiunile geologice de la Slănic, unde mergem tot timpul cu familia. Asta e doar așa ceva personal, unde mi se pare că este ceva frumos. Albastrul este ca albastru din călimară, verdele e ca verdele parcului, iar sunt așa câteva dungi finuțe de sclipici care îi amintesc de efervescența creatoare a mamei. Eu am vrut, de fapt, astăzi vreau să vă citesc poezia mea preferată din volum. Mi-a fost destul de greu să aleg o poezie preferată, pentru că sunt foarte multe teme și foarte multe poezii care chiar îmi vorbesc. Abordează tematici ale naturii, abordează tematici ale trecerii inexorabile a timpului, despre nostalgii ale unor vremuri de mult apuse, pe unele și eu le țin minte, pe unele nu.
Dar sunt de asemenea momente de dragoste despre Crăciun, de dragostea momentelor frumoase petrecute alături de cei dragi. Și de asemenea abordează o temă, un spirit ludic al jocului cu cuvintele. Însă, poezia pe care eu am ales-o, care este preferata mea, este o poezie optimistă. Este poezia de încheiere a volumului, care este într-un fel pe cât de simplă, pe atât de profundă. Ea spune că uneori noi nu putem să ne alegem să avem niște trăiri, nu putem să le creăm din neant, ci noi ceea ce putem face este putem să creăm o disponibilitate pentru aceste trăiri. Putem să ne creăm un spațiu în care atunci când un strop de bucurie apare, el să ajungă pe un teren fertil unde să poată înflori în sufletul nostru. De asta o să vă citesc poezia aceasta ultima, care se numește Fac loc bucuriei. Neliniști vor să mă cuprindă, regretele uneori dau semne să apară, dar optimismul iese printre nori, ca razele puternicului soare. Alung neliniști, îndepărtez regrete, fac loc bucuriei să vină la mine. Cu încredere o aștept în continuu, așa cum teorema așteaptă demonstrația, cum toamna așteaptă iar iarna, cum decembrie așteaptă Crăciunul. Aceasta este poezia mea preferată. Este o poezie a optimismului, o poezie a vieții, este o poezie care o reprezintă pe mama pentru că ea este o fire foarte optimistă și cu asta închei și vă mulțumesc foarte mult și eu. Mulțumim și noi și sperăm să revii din ce în ce mai des aici, la Onești. Am să rog și pe doamna doctor Doina Șargu, apropiată autoarei, prietene foarte bune, să împărtășească din ideile și experiențele împreună cu doamna Ionescu. Nu pot să vă împărtășesc despre ideile și experiențele mele medicale. Față un coleg care sigur aș putea împărtăși experiențe medicale pe tema pe care noi suntem. Noi fiind colegi de o viață. Doina. Sunt onorată, chiar sunt dreptată. Și sunt și emoționată, pentru că eu am fost aici și elevă. În Onești am fost prietene de când eram mici. Am fost acasă în pauze și beam un pahar cu lapte. Sunt mulți ani de când ne-am despărțit pentru că drumurile ne-au dus pe alte căi. Dar vin aici și sunt chiar onorată și chiar emoționată de volumul pe care tu l-ai scris și te-ai străduit să-ți arăți sensibilitatea sufletului tău. Pentru că, de fapt, poeziile tale nu arată decât cât de profundă ești și cât de sensibilă ești, chiar dacă aparența asta, ambalajul ăsta pe care îl ai, îți arată doar că ești o ființă permanent pozitivă și o fată care par superficială, dar nu ești deloc așa. Când am văzut afișul tău, cu versuri întors în destin, mi-am pus întrebarea și am zis că ți-o pun ție, ce-i destinul Doina? Destinul este o forță supranaturală care ne călăuzește drumul și nu ne lasă niciodată să dăm înapoi. Destinul este, de fapt, menirea noastră. Și atunci m-am gândit, menirea ta care a fost? Să fii o profesoară de excepție de matematică sau să fii o scriitoare? Dar, de fapt, am constatat că tu ai reușit să împrietenești cifrele cu literele și ai făcut poeziile pe care le-ai făcut. Nu știu volumul, dar ți-am spus laudatio la volumul 2. Acum îți doresc... O poezie ți este din braț, să-i succes. Banca a doua din mijloc, am scris-o doar cu gândul la tine. Banca noastră din clasă 5-12. Nu, no, legătă de bancă.
colege o viață. Da, așa s-a întâmplat. Eu o fac mare, mai de 1.800. Tot eu am făcut medicină, pentru că eu am văzut de geamă. Asta e. Când mă voi întoarce în banca de școlar, când mă voi întoarce în banca de școlar, a doua bancă din mijlocul de rând, să iau AVC-ul literaturii de la capăt, să las teoreme, formule și calcule pentru a doua pasiune, că prima va fi fost scris. Ios. Când rugina naturii nu va mai atinge frunza, nici deziluzia visării din tâi, atunci voi începe altfel poemul, în banca a doua, din mijloc de rând. Ți-am spus-o, n-ai trecut de celulă, mai impresionat în mod deosebit. Eu cu știința cuvintelor, ca să zic așa, aș zice superficială, eu aș zice atipică. Noi era o persoană atipică. Eu aș zice superficială, pentru că din conversațiile cu foarte mulți cunoscuți de-ai noștri, Dorina. Nu este adevărat. Dorina este o fată foarte bună și este o fată foarte sensibilă și eu o cunosc de foarte mult. Ca să scrii și dacă eu spun asta, așa e. Pentru că eu sunt un om... Ai cu paraba, ai cu paraba pe... Haideți să și aplaudăm atât pe doamna doctor, dar și pe... și pe doamna doamna Ionescu. Doamna profesoară? Da. Și autoare. Da. A volumului Versul. Vă rugăm să, să veniți aici lângă mine și să ne spuneți și mai asta câteva lucruri. Mulțumesc! Mă simt azi fericită, ca la catedră, doar că nu am tablă și cretă, ci am stiloul și poezia. E ca și cum aș preda teorema cărții de poezii. Am dat matematica pe poezie, care mi-aduce un alt fel de bucurie intelectuală. Mi-am notat câteva rânduri pentru că mă cuprind emoțiile, deși credeam că poate nu. Am dedicat cartea mamei mele, profesor de biologie, Adela Obelia Ionescu, care m-a încurajat să scriu. Acesta este adevărul. Cum am început să scriu? Acum 18 ani, în 2005, mă plimbam cu mama prin parc. Îmi recitase o poezie lungă și foarte emoționantă și am primit un telefon de la fica mea, să nu spun copil pe care copil, de la fica mea, și am simțit nevoia să scriu pentru prima oară. Am scos din geantă un stilou și o bucățică de hârtie cu pătrățele și am scris prima poezie, Poză cu nufăr, pe care neschimbată am inclus-o în volum, fiind prima poezie. Fac o paranteză. De fapt, în clasa a noua a fost un concurs organizat, toamna în literatură și muzică, și am scris atunci o poezie scurtă, nu am păstrat-o, doar am idee de ea, dar nu am refăcut-o mai posibil, și am luat poezia în locul întâi. Eram în parc, deci, cu mama. M-am emoționat fundamental. Deci, cum am început eu să scriu? Acum 18 ani, deci mă plimbam prin parc, am luat un stilou. Da, apoi. Cu 6-7 ani, apoi am scris. Cu 6-7 am scris foarte mult și des. Cu 6-7 ani în urmă, întâlnindu-l pe domnul profesor T.H. Ciobanu, i-am spus, la întrebarea ce fac, i-am spus, scriu poezii. Nu a dat curs acestor cuvinte. Acum un an, de asemenea întâlnindu-l întâmplător, tot pe problema Cluidus, m-a întrebat ce fac și am spus, ferm, scriu poezii. Când m-a văzut atât de hotărâtă, ne-am așezat pe o bancă și am stat mai mult timp de vorbă și, printre altele, m-a rugat să-i recit ceva. Bineînțeles că am recitat ce aveam în clipa aceea în cap, în gând. M-a ascultat foarte atent, n-am citit nimic pe fața dânsului, nici că da, nici că nu, nici nimic, decât mi-a spus, Doina, dă-te rog niște poezii de ale tale scrise să le citesc.
Eu cu capul de matematician întreb, câte? Domnul profesor. 10-15. Și eu zic, a, adică 30? Puțin, realitate, așa cum fac eu uneori. Da. Și i-am trimis pentru prima oară scrise pe Diana de laptop, printate de mine, am 37 pentru prima oară. Peste câteva zile mi le-a trimis înapoi, dar lângă fiecare poezie era un comentariu. Apoi, bine, a fost statistică, sigur, a comentariilor, poeziilor care au avut comentarii favorate. Comentarii de care, bineînțeles, am ținut cont întotdeauna. Apoi, să mai dau și alte poezii, de rând repetat, de câteva ori, până la urmă, domnul profesor mi-a citit sute și sute de poezii. Și apoi, comentarii, lângă fiecare poezie, câteva cuvinte, la unele mai multe, la altele mai puține. La care am încercat, sigur, să respect toate indicațiile, dar toate, Sorin, fratele meu, mi-a spus să ascult ce spune domnul profesor. Așa, și la unele, de exemplu, mi-a spus să mai scurtez una dintre poezii, am pus în lungă. Am încercat. Dar a rămas ca un prăvinitor cu așa. Am tăiat și nu mai avea. Astfel încât, n-am putut decât să o retrimit din nou domnului profesor și a zis bine. Dacă a văzut că, da. La altă poezie m-a rugat, a scris acolo să încerc să o refac, n-am putut. Deci unele lucruri pot să le fac, alte lucruri nu pot să le fac. Și ceea ce nu pot, nu, degeaba încerc. Și nu încerc, în general, ceea ce nu pot duce la bun sfârșit. Da, cum un vechi proverb latin spune, să vedem întâi sub finalul lucrurilor și apoi să ne apucăm de ele. Da, deci am... Și apoi domnul profesor mi-a recomandat să public 4 poezii la amprenta de Onești. Domnul director este aici, mulțumim pentru decembrie. Și astfel au apărut cu un comentariu sigur al domnului profesor și, bineînțeles, niște rânduri extrem de emoționante ale doamnei profesoare dr. Emilia Boiu. Și apoi am lucrat la un volum. Mi-a spus și domnul profesor, sigur că de mult mă gândeam și eu la acea ceva, dar nu îndrăzneam fără ca cineva să nu mie, cum zic eu, corecteze că ai tu de tem. Da. Și am selectat aceste poezii și apoi mi-a spus domnul profesor că de-abia acum doi ani începe munca. Am crezut că este o expresie poetică. Nu mi-am imaginat. Am crezut că treaba mea a fost terminată. Am scris și asta este de acum. Dar sigur că, bineînțeles, avea dreptate, eu da, n-am știut cum va fi, dar sigur că acum mă bucur de prezența dumneavoastră aici, de sigur, aștept feedback-ul, părerea dumneavoastră despre poezii, pentru că el trebuie să ajungă la, dacă reușesc să ajungă la măcar câteva rânduri la inimile unor câtorva dintre dumneavoastră, înseamnă că n-a fost timpul pierdut în zadar. Deci, da. Să mai ce mai încântat eu aici, m-am emoționat, bineînțeles. La catedră nu eram, la matematică, dacă rezolvam aici câteva probleme, nu aveam emoții niciodată. Era domeniul meu. Da. Deci, așa, mămica îndreșta poezii întregi din poeți consacrați. Citea foarte mult și iubea poezia, mama, ca și tataia tatăl ei, învățător în Stoienești, de pe malul Oltului, director de școală toată cariera lui, mutați apoi unicii mei cu 5 copii în București, ca să aibă acces la școli înalte. Împreună cu Nana Bunica, învățătoare care a scris o carte cu mult talent, viața ei, o monografie a școlii la început de secol 20. Matematica a moștenit-o de la tataia, care are o teoremă cu numele lui, la Academia, este și acum cartea la Academia, la Biblioteca Academiei în București, și este vorba despre o probă foarte simplă a celor 4 operații algebrice, o verificare simplă. Ce am mai notat eu aici? Cred că ar trebui să... Da, scriu cu ușurință și plăcere, dar nu mă așez la birou, să scriu. Viața curge normal, dar când o poezie este scrisă în cap, iau stilul și o aștept pe agenda. De exemplu, frământ pâinea. Și am o idee, mă spun de a lua pe mâini, da? Și scriu poezia și revin apoi la pâinea pe care o fac destul de des, cu mare plăcere. Să mă trezesc în unele dimineți, închei cu aceasta, cu poezia gata concepută în cap, aprind lumina, o scriu.
repede și apoi, dacă este cazul, mai revin în lumea nopții. Oare, mă întreb, oare ce o fi uneori în mintea mea, organizată de matematică, dar înclinată întotdeauna spre artă? Poezia m-a ajutat mult în momentele grele de acum 2 ani. Aceasta este povestea primei mele cărți de versuri. Așa s-a născut această carte. Dacă domnul Lipețean, dacă nu vrea câteva acorduri de chitară. Pentru mine chitară a însemnat că îi apropiat, știu despre cine este vorba, în, despre ce ochi albaștri este vorba în această carte. Sigur, fiica mea nu are ochi albaștri, ci ochii mari, mari tinere. Vreau să citesc o poezie pe câteva acorduri ale domnului Lipețean, cantautor, pe care îl știm cu toții. Vreau să apreciez Basilica Milongoage. Vreau să apreciez pe fosta mea elevă, Basilica, Basilica Pântov la catalog, premiata clasei mele, acum Basilica, cu cele două fetițe gemene, de câte luni, Basilica? De 9 luni. De 9 luni, cealaltă unde este? E pe hol, da? Aș vrea să apreciez acest lucru, a ținut să vină și mi-a spus de la început, vină, te rog, în față aici, vină, te rog, în față, vreau o poză cu voi, pentru că sunteți adorabile. Două fetițe adorabile gemene și pe cine cu mine. Le pot zilnic în viață în curte. Da? Da, da, da. Cu cele două fetițe, nu neapărat. Da. Da, adorabilă, da. Mi-a spus Basilica acum aseară, în curte, că vine, la întrebarea mea, dacă vine, sigur, și zic, dacă vine și mama ta, ce faci cu fetițele? Grija mea, sigur, dar bine, de fapta mea a crescut-o mama, da, deci nu, eu, sigur, da. Și Basilica mi-a spus că va sta atâta timp cât fetele nu plâng. Și atunci a spus, le vom testa, nu la matematică, ci dacă iubesc poezia. Da, cu asta închei, o poezie scurtă, doar fericirea. I-am încredințat fericirea oglinzii și acum să-mi răsfrângă chipul de atunci în prezent. Să rețină imaginea de acum, că poate eu voi cere înapoi peste ani. Să-și amintească surâsul meu când eram alături de tine. Oglindă, memorie a viitorului meu trecut. Pentru viitor nu ai argint destul pe spatele tău către perete care să prevadă chipul înainte. Ci doar prezentul, așa cum este el, tu poți reflecta către mine. Nu-ți cer prea mult să-mi amintești, doar fericirea. Vă mulțumesc mult de tot! Da, am mi s-a suflat, bineînțeles, să, fără bineînțeles, nu, să mulțumesc în final. Am făcut o listă, prea nu cumva să omit pe cine trebuie, Diana Lista. Da, găsim, sigur găsim, ea există. 10, vreau să aduc mulțumiri. Domnului profesor Constantin T.H. Ciobanu, mentorul meu. Pentru îndrumare, susținere, sfaturi, pentru că mi-ați fost mentor în acest proiect, prima mea carte de versuri. Doamnei profesor dr. Emilia Boiu, pentru toată susținerea și prezentarea foarte frumoasă și emoționantă a acestui volum. Domnului director al bibliotecii Ionut Steinie, pentru ajutorul în realizarea acestui eveniment și pentru implicare. Fiicei mele Diana, pentru răbdarea
I-am citit sute de poezii și tehnoredactarea reușită și coperta tabloul ei. Lui Sorin, fratele meu, și lui Bucura, soția lui, pentru susținere, sfaturi permanente, zilnice, de multe ori pe zi începând de dimineața, în zilele mele cu emoții, cerându-i părerea și uneori utilă, adică trebuia să-l întreb, alteori repetată. Și sunteți un echilibru în viața mea și pentru ajutorul în legătură cu editura. Domnului Dan Irimia, director al editurii Carta, pentru editarea și tipărirea în condiții excepționale a cărții. Doamnei regizor Dana Lungu, director al televiziunii locale Acum TV Onești, pentru prezența și mediatizarea acestui eveniment cultural. Domnului Ion Moraru, fostul meu elev, de la preza de Onești pentru mediatizare, doamnei Doina Șargu, medic primar în Bacău, colega mea de bancă și prietenă de viață, și 10 pentru nota 10, tuturor. Mulțumiri tuturor celor prezenți, colegi, foști elevi și prieteni, unii veniți de departe, care au făcut din lansare un eveniment de suflet în viața mea artistică. Domnului Vlad Noțălis, domnului Liga Ghițcan, cantautor, pe care îl invităm acum să ne facă un plăcut moment muzical. Fără microfon. Evident, pentru că sunt un cântăresc folk, citesc multă poezie. Așa că mă simt foarte bine în mediul acesta. Este foarte greu de ales, este foarte greu de ales ceva care să se potrivească nemaipomenit aici. Fiind poezie, cred că orice cântec merge. Pentru că un cântec înseamnă poezie. Am să încerc un cântec atipic, pentru că se vorbise despre a existat cuvântul acesta mai înainte, dar lui Zaharia Stan. Odată am ucis o vrabie, am tras cu praștia ea și am lovit-o. Am tot plâns-o și-am tot ferit-o. Pe urmă o zi și o noapte întreagă, am tot plâns-o și-am tot ferit-o. Nu m-a bătut mama, nu m-a certat, în mâna mea am o bucată de pâine. Degeaba mi-a spus, degeaba mai plâng, și-ai omorât, omorât pe mâine. Degeaba mi-a spus, degeaba mai plângi, și-ai omorât, omorât pe mâine. Mai târziu am crescut plăcăleandru și m-am îndrăgostit nebunește de-o fată. Într-o zi am
soare în flăcă, din mare. Pentru că versurile sunt de Zaharia Stan. Un alt cântec pe versuri de Tudor Arghezi. Dar le-am plecase și le-am rugat să plec. Time.
Un pic cu ochii la mine. Foarte frumoase, bravo. Nu, bă, nu mă încerc. Încerc și doamne, că am văzut.